imediat după terminarea războiului, odată proclamată Republica Populară Română, conducerea comunistă trebuia să facă dovada puterii ei și mai ales a superiorității față de vechiul regim, astfel încât s-a decis finalizarea liniei ferate Bumbești-Livezeni în cel mai scurt timp. Pe parcursul conflictului, greu mai fuseseră construiți încă 5 km de linie ferată, astfel încât în 1946 se putea circula pe o porțiune de 14 km din cei 31 ai traseului. Încadrându-se cumva și în politica generală de preluare a unor proiecte vechi, abandonate pe parcursul războiului, guvernul comunist a demarat lucrările la calea ferată din defileul Jiului în aprilie 1948. Problema agrară, care decurge în mare măsură din regimul de proprietate și de folosință al terenurilor cultivabile, a fost în ultimul secol și jumătate una absolut definitorie pentru evoluția societății și economiei românești. Nici nu putea fi altfel, într-o țară care și acum, la începutul secolului 21, are un grad de urbanizare care abia trece de 50%, precum și cel mai mare procent al populației ocupate în agricultură din Uniunea Europeană. În acest context, este de înțeles de ce o răsturnare atât de dramatică precum colectivizarea din deceniile 6 și 7 ale secolului 20 a avut puterea de a transforma din temelii societatea românească. Deja la sfârșitul lunii octombrie 1948 se inaugura linia Bumbești-Livezeni, în prezența liderului de atunci, Gheorghe Gheorghiu Dej, a conducerii superioare a Partidului Muncitoresc Român și a unui număr mare de muncitori care au lucrat voluntar pe șantier. Pe calea ferată de 31 de kilometri au fost construite numai puțin de 109 poduri și podețe, 27 de viaducte și 39 de tunele. Lezne de anticipat, mobilizarea de forțe a fost colosală, unică în domeniul construcțiilor feroviare din țara noastră. Tocmai această realitate făcând din linia Bumbești-Livezeni un obiectiv aparte în peisajul autohton. Evident, totul a fost realizat în condițiile impuse de regimul comunist și în spiritul propagandei specifice. Pe șantierul nou denumit Șantierul Național de Muncă numărul 1, Gheorghe Gheorghiu Dej, au fost aduși în număr impresionant muncitori, tehnicieni, ingineri și țărani și au fost organizate brigăzi ale Uniunii Tineretului Muncitor, la lucrări participând aproape 28.000 de tineri. Masarea de forțe nemai întâlnită până atunci în România a fost folosită propagandistic la nivel maxim și cu succes, mai ales că un an mai târziu s-a inaugurat și linia ferată Salva-Vișeu. Tipic regimului, participanții la această istorie aveau să beneficieze în viitor de roadele implicărilor, în timp ce efortul depus înainte de 1945 la construcția liniei ferate din defileul Jiului era complet ignorat. În general, în timpul regimului comunist, au fost consemnate realizări destul de mari în domeniul transporturilor. Rețeaua de căi ferate însă s-a dezvoltat numai puțin ca lungime a liniilor. După 1960, în schimb, s-a remarcat o dublare și sau electrificare a unei părți din aceste linii. Încă de pe vremea lui Cuza, reformele agrare succesive, inclusiv ultima, cea din 1945, au avut drept efect scontat reducerea și fragmentarea marii proprietăți și crearea unei clase de țărani mici proprietari. Consolidarea acestei clase ar fi trebuit să contribuie la reașezarea întregii economii naționale. Încă din primii ani după instaurarea puterii populare, acest model a fost pus sub semnul întrebării. Pe de o parte, în teorie, construirea socialismului presupunea transferul progresiv al mijloacelor de producție în proprietatea statului. Pe de altă parte, micile exploatări individuale țărănești erau considerate ineficiente, iar proprietarii mari și mici de terenuri, adică moșierii și țăranii înstăriți, o piedică în calea propagării ideilor comuniste la sate. De pe aceste baze a pornit colectivizarea. Într-o primă fază, în martie 1949, au fost expropriate toate proprietățile mai mari de 50 de hectare. În lunile și anii care au urmat, au fost definite cadrul și mecanismele colectivizării, care presupuneau înființarea de gospodării agricole colective, în care țăranii ar fi intrat benevol, prestând munci agricole și punând pământul la comun.
Ei urmau să păstreze în proprietate doar o suprafață infimă de teren pe lângă casă. Un efect imediat este apariția diverselor structuri administrative necesare, gospodării agricole colective, gospodării agricole de stat, stațiuni de mașini și tractoare și altele, care aveau nevoie de sedii. Adeseori sunt folosite în acest scop fostele conace sau case mai răsărite ale moșierilor sau cheaburilor, precum s-a întâmplat aici, în satul Traian de lângă Brăila, cu conacul familiei Orezeanu. Degradarea progresivă a acestora, de multe ori finalizată după 1989, când aceste instituții au dispărut fără a lăsa nimic în urmă, este însă doar un simptom al unui fenomen general de degradare a satului românesc, ale cărui structuri tradiționale s-au adaptat cu greu noilor realități post-colectivizare. În toamna anului 1945, în cadrul unei conferințe naționale a Partidului Comunist, Gheorghe Gheorghiu Dej a prezentat un proiect de modernizare a țării, conturat, bineînțeles, în jurul unor idei de sorginte sovietică. Progresul țării este în directă și nemijlocită legătură cu progresul industrializării țării și de tăria industrială a țării depinde în mare măsură însă și independența statului nostru, sublinia liderul comunist. Istoricul Mara Mărginan amintește într-una dintre lucrările sale o secvență din filmul Aproape de Soare, în regia lui Savel Stiopul, care merită menționată. Eroina filmului, privind de pe crenelurile castelului Corvineștilor spre turnurile fumegânde ale combinatului siderurgic de la Hunedoara, îi spune astfel oțelarului Petre Orșa: mulți au venit la Hunedoara ca fluturi în jurul unei lămpi și mulți și-au frânt aripile. Hunedoara, localitatea parte în peisajul urban românesc de-a lungul istoriei, prin tradiția siderurgică veche de sute de ani, a fost aleasă de regimul comunist, proaspăt instaurat, drept motor al industriei grele românești. Astfel, din 1945, a început construcția socialistă a orașului de pe Valea Cernei, care la acel moment avea o populație de aproximativ 5.000 de locuitori. Alegerea acestuia nu a fost întâmplătoare. Studiile arătau că mai bine de 66% din rezervele de minereu din țară se aflau în patrimoniul uzinelor de fier de la Hunedoara, iar localizarea acestora strategică în munți, la o distanță semnificativă de granițele țării, constituia un avantaj evident. În plus, statul deținea controlul asupra întreprinderii, deci comuniștii aveau drum liber pentru a construi noua realitate. Mărturiile orale confirmă de altfel că la mijlocul anilor 40 au fost topite în furnalul hunedorean câteva vagoane de documente care reprezentau arhiva fabricii. Pentru a-și atinge obiectivele economice în România, inițial, Uniunea Sovietică s-a folosit de companiile mixte sovieto-române. În mai și iunie 1945 au fost organizate primele astfel de companii, în domenii de interes sovietic, precum transporturi, petrol, domeniul bancar, construcții și altele. În general, sovromurile nu erau profitabile pentru români, devenind evident că acestea reprezentau simple instrumente ale URSS de exploatare a resurselor României. Din primăvara anului 1953, unele companii mixte au trecut sub management românesc, iar după moartea lui Stalin, treptat au fost eliminate toate. Proiectul siderurgic hunedorean și-a atins scopul în epocă în ceea ce privește capacitățile productive. În anii 60, combinatul hunedorean producea peste 85% din totalul producției naționale de fontă, cox și oțel, ceea ce făcea din acesta unul dintre cele mai importante nuclee economice ale României postbelice. Pe parcursul anilor însă, pe fondul neadaptării la nevoile reale ale pieței, combinatul a intrat într-o perioadă de stagnare, iar apoi de declin, urmată de privatizarea din anii 90. Cu siguranță, nu acesta era finalul la care s-au gândit liderii comuniști când au început proiectul. Unul dintre cele mai profitabile sovromuri a fost Sovrom Cărbune, înființat în 1949, care grupa întreprinderi din Valea Jiului și Bazinul Hunedoarei și controla peste 70% din producția de cărbune din România. Valea Jiului avea deja o tradiție semnificativă în exploatarea huilei.
Prospectate încă din prima jumătate a secolului XIX, resursele de aici au devenit cu adevărat rentabile, odată cu darea în folosință a căii ferate Simeria-Petroșani în 1867, care permitea utilizarea cărbunelului în industria metalurgică ce se dezvolta în zona Hunedoarei. Un proces similar se desfășoară și după 1945. Finalizarea tronsonului feroviar Bumbești-Livezeni, combinată cu intenția regimului de extinderea uzinelor de la Hunedoara și de transformarea acesteia în principalul pol siderurgic al țării, au condus la creșterea interesului pentru exploatarea bazinului carbonifer al Văii Jiului. Extinderea activității miniere de aici a condus, așa cum era și normal, la un aflux semnificativ de populație. În anul 1952, Consiliul de Miniștri adoptă o hotărâre privind sistematizarea Văii Jiului. În același an, CCALPMR stabilește necesitatea construirii aproape 10.000 de apartamente și locuri în cămine muncitorești în așezările din bazinul carbonifer. Trebuie subliniat că această inițiativă nu era una complet nouă. Și în perioada interbelică se construiseră colonii muncitorești miniere la Petroșani, Lupeni, Lonea, Vulcan sau Petrila. Sistematizarea de după 1950 prevedea două zone de interes. Pe de o parte Petroșani și localitățile din jur și pe de altă parte gruparea Vulcan, Lupeni, Uricani. Peste tot predomina aceeași unitate urbanistică de bază, Kvartalul, formulă de sorginte sovietică. Kvartalele reprezintă incinte de locuințe colective de înălțime mică, grupate în jurul unui sistem de curți interioare. În ansamblul lor, noile așezări erau organizate destul de rigid, articulând ortogonal zonele plantate cu spații ample destinate manifestărilor publice. Imaginea exterioară a locuințelor, altfel cu un confort de locuire destul de redus, este inspirată din tiparele realismului socialist. Arcade, frontoane, bosaje, încadramente și alte elemente împrumutate din limbajul clasic semnalau faptul că, în sfârșit, poporul avea dreptul la coloane. Comunismul este puterea sovietelor plus electrificarea întregii țări, din moment ce industria nu poate fi dezvoltată fără electrificare. Aceasta era lozinca lui Lenin, în opinia căruia, deci, electrificarea reprezenta o condiție pentru trecerea la comunism. Modelul leninist, apoi stalinist, al electrificării masive dirijată de Partidul Unic a fost preluată și de regimul comunist din România, atât din supunere politică, cât și din rațiuni legate de dezvoltarea economică axată pe industrializare. După studiile efectuate între 1949 și 1950, s-a ajuns la concluzia că râul Bistrița reprezenta opțiunea potrivită pentru o amenajare hidroenergetică complexă. Elementul central a fost construcția barajului de la Bicaz, primul de mari dimensiuni construit în România, botezat inițial Vladimir Ilici Lenin. Construirea barajului a durat 10 ani, din anul 1950 până în 1960, și a antrenat o cantitate enormă de resurse de tot tipul. Pe șantier au lucrat peste 15.000 de oameni, iar ca practică generală a regimului au fost folosiți și deținuții politici, organizați în colonii de muncă. Având în vedere că era prima astfel de construcție din țară, nu existau muncitori calificați, ceea ce a crescut frecvența accidentelor, numeroase de altfel, care nu erau însă luate în seamă. Programul de lucru era practic continuu, fără a ține cont de niciun fel de condiții sau impedimente. Au fost rămutați aproape 19.000 de oameni și au dispărut 22 de sate pentru a se putea închide barajul și pentru a se forma lacul de acumulare. În aceeași perioadă au fost construite locuințele pentru muncitori, fabrica de ciment de la ieșirea din Bicaz, un cămin cultural și un spital. Deceniile interbelice au reprezentat, din punctul de vedere al modului în care era practicată arhitectura, o perioadă de deschidere culturală, de dezbatere de idei și de libertate profesională. Toate acestea aveau să dispară destul de repede după 1945. Pe de o parte, practica privată a profesiunii încetează încă din primii ani. Majoritatea arhitecților sunt înregimentați în institute de proiectare și încadrați în ierarhii stricte, ceea ce îi făcea ușor controlabil. Pe de altă parte, statul devine practic unicul beneficiar al investițiilor. Pe măsură ce tot mai multe bunuri imobile, terenuri, unități de producție și de servicii, locuințe, intrau în proprietate publică, comanda privată pentru proiectarea de arhitectură s-a redus până aproape de zero. În fine, deschiderea culturală și dezbaterea de idei de dinainte de război sunt anulate. Profesia este din ce în ce mai subordonată politic, iar modelele și limbajul sunt impuse pe aceeași linie.
Faptul că statul ajunge să fie omniprezent, deținând toate rolurile cheie, proprietar, investitor, proiectant, constructor și furnizor exclusiv al modelelor, facilitează derularea efectivă a activității de construire. Ceea ce se pierde însă este funcționarea normală și neîngrădită a unei profesiuni esențialmente liberale, iar costurile pe termen lung ale acestei situații vor fi greu de gestionat. Industrializarea a fost principalul motiv sau principalul motor din spatele procesului de urbanizare? A fluxul de populație către orașe din, să zicem, mai ales din anii 60, se datorează în principal industrializării sau au fost și alte cauze? Lucrurile sunt un pic mai nuanțate. Într-adevăr, industrializarea este primul motiv, pentru că dezvoltându-se fabrici, apărând industrii noi sau dezvoltându-se altele care deja existau, era nevoie de forță de muncă. Și sigur că de unde putea să fie această forță de muncă decât din mediul rural. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că în perioada aceasta 49-62 avem procesul de colectivizare a agriculturii și foarte mulți oameni din mediul rural, dezamăgiți de modul în care se întâmpla acest proces și de efectele pe care el le aducea, pleacă spre oraș. S-a acordat prioritate unor anumite ramuri industriale în dauna altora? Da, în perioada respectivă, industria grea, industria siderurgică, industria extractivă a fost preponderente în sistemul de dezvoltare, în detrimentul, să spunem, industriilor ușoare, industriilor alimentare, și asta își spune cuvântul și în mediul social, în impactul pe care l-a dat asupra societății, pentru că problemele din anii 80 în special au cumva rădăcinile aici. Oare impactul acestor dotări industriale de mari dimensiuni și cu volume mari construite, impactul lor asupra siluetei urbane, să zicem, oare a fost ceva studiat sau ceva ce a decurs doar din necesități funcționale? Nu știu dacă a fost gândit înainte, însă sigur că orașele se dezvoltă în mod natural și firesc în urma acestui proces de industrializare. O cantitate mare de oameni vin, un număr mare de oameni vin spre oraș din diverse părți ale țării. Avem migrații masive dinspre Oltenia, dinspre Moldova, spre diverse centre industriale din Transilvania. Aici mă gândesc la Brașov, Hunedoara, Timișoara, sigur, Bucureștiul. Acest număr mare de persoane care vin spre orașe necesită dezvoltarea unor cartiere și apar în felul ăsta cartierele muncitorești, cartierele dormitor. Cum se construiesc locuințele imediat după război? Există vreo ruptură bruscă față de perioada anterioară? Schimbări există în mod cert, însă nu cred că se poate vorbi despre o ruptură bruscă, radicală. Tot felul de noi de direcții ce caracterizează această perioadă și pe care suntem obișnuiți să le punem pe seama perioadei postbelice, ele își găsesc rădăcinile încă din perioada interbelică. Ce este foarte clar este acest faptul că există o predilecție și o preferință clară pentru dezvoltarea locuinței plurifamiliare, lucru care nu este, din nou, fundamental nou. Locul în care ne aflăm acum, ansamblul Ferentar, este un exemplu extrem de elocvent pentru acest lucru. El a fost realizat urmărind atât în arhitectură cât și în urbanism principii funcționaliste. Principiile pe care el a fost, de fapt, realizat sunt niște principii care vin din perioada interbelică și care vin mână-mână cu arhitectura modernă și cu urbanismul modern. Se pune, și aici nu o să intru foarte mult în detaliu, dar vreau să menționez câteva. Se pune accentul în mod evident pe ideea de eficiență, pe ideea de spații verzi cât mai multe și pe ideea de însorire optimă a locuințelor. El nu este singurul exemplu. Exemple similare în cazul Bucureștiului, să spunem poate cel mai asemănător din punct de vedere arhitectural, ar fi locuințele construite pentru angajații PTT pe șoseaua Alexandrei. Există și în alte orașe ale țării astfel de intervenții și aș menționa, fără din nou să intru în detaliu, spre exemplu, destul de bine cunoscutul ansamblu Stagoroșu din Brașov sau locuințele construite în Hunedoara. Dacă înainte spuneam că pentru multe locuințe, în continuare periferice, se păstra ideea aceasta de relație tradițională cu terenul, adică existența parcelei și a curții, ideea aceasta de parcelă dispare. Practic înlăturându-se un element de bază al țesutului urban tradițional, gândit în forma aceasta anterioară a implementării noilor principii ale urbanismului funcționalist.
Industrializarea din perioada comunistă a fost strâns legată de procesul de urbanizare, în același spirit al realismului socialist. Orașul socialist Hunedoran, conform analizei specialiștilor, trebuia să fie diferit de orașul grădină realizat înainte de 1949, să fie proiectat în jurul centrului civic și să fie compus din clădiri cu mai multe etaje și locuințe colective aflate în proprietatea statului. În timp ce orașele cu tradiție istorică și culturală au intrat într-un con de umbră, în preajma noilor obiective industriale s-au ridicat noi orașe, devenite un soi de embleme ale noii viziuni economice. Așa s-a întâmplat și în cazul Hunedoarei. Noul oraș, care se dezvoltase în paralel cu liniile de producție ale întreprinderii, a atras numeroși potențiali muncitori din toate părțile țării. Dacă în anul 1948 doar 15% din populația județului Hunedoara locuia în mediul urban, în 1963 numai puțin de 54% din totalul locuitorilor din regiune aveau rezidență urbană. Mutările masive de populație, determinate de dezvoltarea industrială, au făcut imperativă construirea de noi locuințe, în așa numitele cartiere muncitorești. Institutul de Proiectări în Construcții a trasat în 1948 un plan numit Un oraș muncitoresc în Hunedoara, iar în anii 50 a fost ridicat cartierul Orașul Muncitoresc. Spațiile de locuit pentru muncitorii veniți la Hunedoara nu au fost însă nici pe departe suficiente. Numărul de locuitori a crescut de la mai puțin de 4500 în 1945 la aproape 100.000 în 1968. Investițiile erau îndreptate mai degrabă spre zona industrială, în detrimentul celei civice, iar mai mult de 50% din fondul locativ existent în 1960 era compus din baracamente, a căror perioadă de exploatare era deja depășită. Două treimi din totalul locuitorilor trăiau cazați în astfel de spații. Condițiile de trai precare și facilitățile modeste au produs efecte negative, precum disparitățile sociale, apariția unor boli și valori peste medie ale infracționalității. Abia pe parcursul anilor 70, problema spațiilor de locuit pentru nou veniți a fost complet soluționată, iar ultimele tabere de barăci au fost definitiv dezintegrate. Nu doar orașele au fost afectate de deplasările masive de populație din deceniile comuniste, ci și lumea rurală. Și dacă tendința generală a fost cea de depopulare a satelor și de migrare către orașele aflate în curs de industrializare, au existat și cazuri de înființare sistematică de așezări rurale noi. Poate cel mai cunoscut este cel al satelor de deportați din Bărăgan. Până în epoca modernă, câmpia Bărăganului a fost o regiune slab populată. Lipsa capacității defensive, rețeaua hidrografică slabă, precum și condițiile climatice dure, au făcut ca, cu excepția lungii râului Ialomița, densitatea de așezări permanente să fie foarte mică. Abia în a doua jumătate a secolului XIX, odată cu reforma agrară lui Cuza, cu legile pentru împroprietărirea însurățeilor și cu extinderea căilor ferate, se conturează o rețea de localități ceva mai densă și mai uniform distribuită. Această rețea se îmbogățește cu încă aproape 20 de sate după 1951, când regimul ia hotărârea deportării în Bărăgan a populației unor sate bănățene din proximitatea frontierei cu Iugoslavia, a unor grupuri de aromâni, precum și a unor refugiați din Basarabia și Bucovina de Nord. Aici, în halta Poenaru Bordea, aflată pe atunci în mijlocul câmpului, fără niciun cătun în proximitate, au fost debarcate în vara anului 1951 peste 400 de familii, având interdicția de a se îndepărta de domiciliul care le fusese fixat. A fost astfel construit din nimic satul Perieții Noi, azi fundata, inițial doar o grupare de bordee în pământ, săpate pentru traversarea primei ieri.
5 ani mai târziu, în 1956, deportații au primit permisiunea să se întoarcă acasă, iar satele lor au devenit loc de domiciliu obligatoriu pentru unii deținuți politic ce fusese eliberați din închisori. Abia în 1964, odată cu grațierea generală, ei au putut la rândul lor să părăsească satele din Bărăgan. Acestea au fost ulterior desființate de autorități. Fundata este printre puținele, poate singurul, unde locuirea a continuat până astăzi și unde urmele acestei a doua colonizări a Bărăganului mai pot fi citite. Aproape că nu poți vorbi despre perioada comunistă din România fără a menționa proiectele în ceea ce privește construcția de canale, deși planuri și idei în această direcție au existat încă din secolul al XIX-lea. Istoria canalului Dunăre-Marea Neagră din prezent a început în epoca lui Gheorghe Gheorghiu Dej, după ce în mai 1949 Consiliul de Ministri a hotărât demararea lucrărilor. Expunerea de motive pentru realizarea construcției făcea referire la un transport mai ieftin și la asigurarea unui sistem de irigații. Era vizată ramura Poarta Albă Midia Năvodari. În această fază însă, șantierul canalului a fost folosit cu precădere pentru exterminarea oponenților politici în general și mai cu seamă a fostei clase politice românești și a elitei intelectuale. De-a lungul canalului au fost înființate colonii de deținuți politici și nu numai, în 1952, aceștia reprezentând peste 80% din forța de muncă folosită. Lucrările la această parte a canalului, Poarta Albă Midia Năvodari, au fost abandonate la mijlocul anilor 50 și au fost reluate peste 20 de ani în epoca lui Nicolae Ceaușescu, după un alt proiect diferit, în care porțiunea Poarta Albă Midia Năvodari reprezenta doar ramura nordică a Marelui Canal Dunăre-Marea Neagră. Obsesia pentru productivitate și eficiență economică și înțelegerea naturii în acest context doar ca un rezervor de resurse ce așteptau să fie exploatate nu sunt ceva propriu doar o rânduirii socialiste. Ele sunt niște idei cu origine în Revoluția Industrială, preluate mai apoi, mai ales în prima jumătate a secolului 20, în multe locuri din lume și integrate acelei logici economice bazate pe creștere perpetuă. Această perspectivă, politica susținută a regimului comunist din România, de sporire cu orice preț a resursei agricole și restrângerea zonelor slab productive prin vaste lucrări de îmbunătățiri funciare, poate fi înțeleasă ca reflex întârziat al unor tendințe globale. Operațiunea cea mai amplă a fost cea de asanare a marilor zone umede din Albia Majoră a Dunării. Arii leștinoase cu regim de inundabilitate periodică. Ele nu aveau, din punct de vedere economic, altă valoare decât cea piscicolă, activitate cu randament mai slab decât agricultura. În consecință, mai ales de-a lungul anilor 60, ele au fost îndiguite, desecate și transformate în poldere. Cele mai mari terenuri agricole astfel obținute se situează între brațele Dunării Inferioare, în fostele bălți ale Ialomiței și Brăilei. Insula Marea Brăilei a fost cea mai mare incintă îndiguită din țară, de peste 70.000 de hectare, amenajată inclusiv cu folosirea deținuților politic. Ulterior, în anii 80, febra desecărilor a cuprins și delta Dunării, un ecosistem umed de mare importanță, unde au apucat să fie îndiguite peste 40.000 de hectare, înainte ca schimbarea de regim să pună definitiv capăt lucrărilor. În paralel, un vast program de irigații, care cuprindea și investiții majore de tipul canalului nefinalizat Siret-Bărăgan, s-a desfășurat în mai toate zonele de câmpie. Problema majoră a ansamblului acestor lucrări de îmbunătățiri funciare, în special a celor de desecare, a fost probabil cea a excesului cantitativ și a lipsei de preocupare pentru efectele secundare de mediu pe termen lung. Rămâne de văzut în anii și deceniile următoare dacă beneficiile economice pe termen scurt și mediu vor putea justifica aceste costuri.
Cu secole în urmă, după constituirea sa, dezvoltarea Moldovei, atât cât a existat, s-a datorat în mare parte și vechiului drum comercial moldovenesc, care venea din Polonia spre Orient pe Valea Siretului. Astăzi, printre drumurile noastre toate, nu prea multe cei drept din România, unul dintre cele mai importante este drumul Național 2, care traversează Moldova de la nord la sud, pe urmele vechiului drum comercial moldovenesc. DN2, partea drumului european E85, care la rândul îi traversează continentul de la nord la sud, din Lituania în Grecia, reprezintă cumva excepția în cadrul rețelei rutiere slab dezvoltate din Moldova. Evoluția mai lentă a regiunii, pagină care s-a tot repetat în istoria României, este de altfel și o consecință a lipsei de infrastructură. În perioada comunistă, rețeaua rutieră a fost folosită tot mai intens și chiar dacă o caracteristică generală a regimului era aceea de a investi masiv în sectoarele direct productive, în detrimentul infrastructurii, multe din drumurile naționale au fost modernizate și asfaltate. DN2 reprezenta un interes destul de sporit, strategic și economic, pentru Uniunea Sovietică, care avea astfel, la nevoie, o cale cu utilitate militară, dar și o importantă magistrală economică a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. Nu doar ierarhiile sociale au fost răsturnate în primii ani de democrație populară, ci și cele urbane și teritoriale. Pe de-o parte, orașele moștenite de la vechiul regim se cereau reinventate. Pe de altă parte, și în același timp, se ridica o nouă generație de așezări urbane, purtând marca noii orânduiri. A existat o politică asumată și coerentă de construirea orașelor noi în perioada comunistă, în diverse bucăți din perioada comunistă? Da, sigur că da. A existat o preocupare foarte puternică în acest sens. Acum, perioada imediat de după al doilea război mondial a fost o perioadă de reorganizare, de plătire a datoriilor de război și, de fapt, abia în 1950 s-a dat prima lege administrativ-teritorială care stipula aceste direcții de dezvoltare a țării. Și cum se încadrează, deci, Victoria în toată povestea asta? Ce este specific cazului Victoria și ce este generalizabil la toate orașele noi din România? Victoria este comparabil în cadrul orașelor înființate în anii 50 doar cu orașul Steicul, cum se numea atunci Dr. Petru Groza. Putem să-l considerăm un adevărat experiment, nu numai un experiment urbanistic, dar și un experiment social și trebuie să-l privim ca pe un oraș foarte tânăr. Proiectul pentru acest oraș trebuie spus că a venit pe filieră sovietică. Se căuta atunci foarte mult un exemplu care să arate reușita noii orânduiri sociale, în care, bineînțeles, clasa muncitoare era cea reprezentativă. Ceea ce este foarte special la acest oraș este că inspirația pentru el provine cumva și din traseele orașului grădină, să spunem. Traseele pe care le-am făcut mai devreme prin oraș, de la locuințele muncitorești către colosul industrial, către combinatul chimic, se făcea lucru pe care l-am întâlnit, de fapt, și la Hunedoara, pe un traseu sinuos, pe un traseu plantat
pe un traseu care să îți redea această mândrie că contribui la creșterea industrială a țării. Victoria are niște dotări care pot să deservească foarte bine nu numai orașul în sine, care a avut la cota lui maximă 10.000 de locuitori, ci și toate localitățile din jur. Stadionul, piscina, sunt dotări sportive, există și școală, există și liceu. Deci, din aceste puncte de vedere, el îndeplinește indicatorii urbanistici pentru a putea fi etichetat drept oraș, cu toate că, repet, dimensiunea lui demografică este și a fost, de fapt, întotdeauna una foarte redusă. Asemenea, capătul drumului ce intră în țară pe la Siret este aici, la Giurgiu. Podul peste Dunăre, construit în acest loc, numit inițial în documente Podul Dunărea, a fost un subiect luat în discuție încă de la sfârșitul războiului Crimeei. Se dorea o cale de comunicație între Europa de vest și centrală și peninsula balcanică. Discuțiile și planurile au evoluat în ritm cu mersul istoriei. După ce România și-a obținut independența și Bulgaria a devenit autonomă, cele două țări vecine au luat în considerare ideea construirii unui pod care să lege malul românesc de cel bulgăresc. Însă diferendele apărute au blocat realizarea proiectului. Apoi, după ce România a recunoscut independența Bulgariei, discuțiile referitoare la un pod care să facă legătura între cele două state peste Dunăre s-au reluat. Istoria însă și-a spus din nou cuvântul prin cele două războaie balcanice și prin primul război mondial, care au suspendat temporar planurile. Deși negocieri relativ dinamice au existat și în anii dintre cele două războaie, abia după al doilea război mondial, planurile au început să prindă contur cu adevărat, tot la imboldul istoriei. Importanța strategică și economică a podului pentru cele două țări, România și Bulgaria, devenite comuniste între timp, dar mai ales pentru Uniunea Sovietică, a determinat încheierea unui acord pentru construirea podului peste Dunăre, Giurgiu-Ruse. Rușii, care astfel își asigurau transferul mijloacelor de luptă într-un scenariu posibil de conflict din sudul Basarabiei, și-au asumat aproape în totalitate finanțarea construcției, proiectată de doi ingineri sovietici. Lucrările, conduse de un colectiv de specialiști sovietici, la care au participat și ingineri din România, au început în anul 1952 și au implicat aproximativ 5.000 de militari și civili, în mare parte români și bulgari. Ritmul de pe șantier a fost cel tipic regimului comunist, astfel încât în iunie 1954, podul care traversează Dunărea de la Giurgiu la Ruse a fost dat în exploatare în cadrul unei ceremonii la care au participat liderul comunist român Gheorghe Gheorghiu Dej și omologul său bulgar Todor Zhivkov. Construcția a primit și o denumire specifică propagandei regimului, Podul Prieteniei. Amplasat la 1 km aval de Giurgiu și la 4 km de Ruse, Podul Prieteniei este funcțional și astăzi, deși rămâne totuși modest după normele circulației moderne. După ce au preluat puterea în România, comuniștii au adoptat imediat modelul politic și economic stalinist și a început o sovietizare în ritm accelerat a țării. Pentru asta, evident, la început era nevoie să se șteargă partea de istorie de până atunci. Da, acum nu știu dacă e neapărat influența unui model sovietic sau unui model de planificare, să zicem, universal așa, dar... Proiect comunist, ca zicem așa, cel puțin din punct de vedere teritorial, din punct de vedere spațial, a fost un fel de proiect total. Adică a fost un proiect care și-a propus să rescrie complet ierarhiile, să facă o nouă ordine.
cel puțin la nivel teritorial, asta a avut efecte atât în lumea urbană, cât și în lumea rurală. Aici ce mi se pare că e denotat este, cel puțin privitor la lumea rurală, este faptul că dispare acea structură administrativă dinainte de război care se chema plasă și care era o structură administrativă intermediară între județ și comună. Ceea ce face ca nivelul de decizie și nivelul de administrare și nivelul de planificare pentru lumea rurală să se îndepărteze foarte mult, de fapt, de realitatea concretă, să ia din ce în ce mai sus. Ceea ce se întâmplă cu satul în general sau cu lumea rurală este că ei este impus un model de înțelegere și model de planificare care este destul de impropriu. Un sistem care nu poate funcționa decât într-o logică de creștere. Ori lumea rurală este o lume pentru care argumentul ăsta de obicei nu e decisiv și el nu este determinant pentru felul în care se organizează teritoriul. Adică asta ignoră, să spunem, modul tradițional de utilizare a teritoriului legate de pășunat, de agricultură, ocupații tradiționale, structuri sociale tradiționale, care într-un fel țin împreună lumea asta rurală și a căror distrugere sau a căror desfacere duce în timp la o degradare inclusiv spațială, inclusiv teritorială, vizuală a lumii astea. Și toată povestea asta de care îmi spui tu își lasă cumva, e dorit de altfel, e intenționat, își lasă și o amprentă vizuală asupra spațiilor, atât asupra spațiului rural cât și asupra spațiului urban, o marcă a regimului, a perioadei comuniste. Da, e vorba de un soi de vitrină, de un soi de obținere a unei reprezentări a regimului în spațiu public, în teritoriu. Până spre finalul anilor 50, factorii politici de decizie nu se preocupaseră de restructurarea zonelor centrale din orașele existente. Intervențiile în centru fuseseră mai degrabă punctuale, inserții de clădiri izolate, completări de fronturi sau finalizarea unor operațiuni urbanistice mai vechi. Energiile sistematizării se consumau în alte părți, la periferie, în ansambluri rezidențiale sau industriale. A doua jumătate a decenului 6 marchează, pe de-o parte, apariția interesului pentru centru, văzut ca o posibilă vitrină a ambițiilor de reprezentare ale regimului, și, pe de altă parte, abandonarea treptată a principiilor rigide ale construcției socialiste a orașelor, preluate din urbanismul sovietic al anilor 30. Această ultimă direcție poate fi pusă pe seama primelor impulsuri de desprindere a regimului dej de sub tutela sovietică, precum și a tendinței generale de destalinizare din URSS din primii ani ai perioadei Hrușciov. Primele semne ale desprinderii sunt vizibile în succesiunea de proiecte pentru reconstrucția centrului orașului Galați, precum și în concursurile de la finalul anilor 50 pentru sistematizarea unor piețe centrale din Craiova, Iași sau București, Piața Unirii și Piața Universității. Însă realizarea cea mai semnificativă este ansamblul Noii Piețe a Palatului Repere din 1960, unde volumele sunt compuse mai puțin rigid, iar imaginea clasicizantă și sterilă specifică realismului socialist este abandonată. Dincolo de aspectele estetice, proiectul avea și o latură politico-simbolică foarte importantă. El reprezenta, într-un fel, o deplasare a interesului dinspre vechea piața Palatului Regal de pe Calea Victoriei, populată de clădiri simbol ale vechiului regim, către un spațiu urban nou, gravitând în jurul unui alt obiect central, sala Palatului, ea însă și o funcțiune strâns legată de reprezentarea puterii politice. Arhitectul Anton Moisescu, unul dintre coordonatorii proiectului, scria în 1959: datorită grijii partidului și guvernului nostru, se realizează aici primul ansamblu arhitectural închegat, armonios și unitar al Bucureștiului, așa cum nu au putut și nici nu ar fi putut visa arhitecții în epoca burgheziei. Toate încercările depuse de monarhie în trecut de a realiza un centru
nu au făcut decât să mărească haosul din jurul fostului palat și să creeze pustiul de asfalt menit să țină cât mai la distanță poporul. Vedea cum, în deceniile care au urmat, preocuparea pentru remodelarea centrelor orașelor avea să devină din ce în ce mai apăsată, ele fiind un teren pe care s-au confruntat voința politică, ambițiile profesionale și nevoile de utilizare cotidiană.